al inimii dulce eco. Ea îmi spune că ești un ultim erou. Tu mă faci să vreau lângă tine să stau mereu. Să știi că m-ai prins cu dragostea-n sac și fără ea nu aș ști ce să fac. Știu că ți-a fost dor, crede ochilor, sunt eu. Uneori nu este atât de ușor să-ți ghidezi pașii în viață după vocea inimii, după propriul instinct, să te mai joci uneori cu intuiția și să nu dai greș. Dar am impresia că la acest capitol se descurcă foarte bine protagonista noastră de astăzi. Este vorba de interpreta Ala Zasmenko. Ne-a invitat la ea în ospeție ca să o cunoaștem mai bine, să aflăm și noi cum își menține interesul pentru muzică și pentru tot ceea ce face. Poate are un regret, poate are o vorbă nerostită, de asta propun să fim cu toți musafiri în casa ei. Se pare că îl văd și pe fiul, Ala Zasmenko. Probabil că a venit de la școală. Ce mamă grijulie, cum îl întâmpină, vedeți? Salutare, salutare, dragii mei. Salut, eu sunt Dumitru, Ala. Mă bucur. Noi am venit să vedem ce mai faceți. Uite, a venit copilul de la școală și încă un băiat de la Academia Vieții. Ne primește? Veniți și voi, prieteni. Iată că ne ridicăm sus, da? Apropo, Ala, eu am impresia că dacă s-ar organiza un top al pozelor selfie în ascensor, probabil că tu te-ai clasa pe prima poziție. Ascensor și așa îmi place lumina, îmi place atmosfera, zic, facem poze. Așa. Da, uneori sunt cu el și zic, uite la o parte. Valentin, da. El e bijuteria ta, uite cât de bine te împrumutesează. Ce faci, a fost bine la școală, îți place? Da. Deci, eu am un câine micuț, dar face pe auzim. Poate ne împrietenim până la urmă, dar cum o cheamă? Kiki, hello, a venit un gentleman la tine. Cât de grijuliu. Salut. Ați văzut? De fapt, el își îndeplinește misiunea, el vă protejează în acest moment. Să mă ții tu minte, bine mult nu le mai ține. E bine aici la tine, Ala. Ai un apartament luminos, te predispune. Mulțumesc. Cumva. Mersi. Așa este. Mie îmi place lumină, alb, albul emană puritate, așa. Am văzut că și ținutele albe îți place. Uneori am impresia deschise, că da, să mai deschise regină, la culoare, da. Și apropo, îmi place și culoarea neagră, foarte mult. Așa. Îmi place și culoarea neagră, pentru culoarea neagră undeva îmi pronunță mai ales vara bronzul. Văd că l-ai păstrat bine sau ai secretele tale. Da, n-aș zice că este așa, da. Și sunt niște culori care alb și negru este culoarea probabil cea mai purtată de fete, da? Aici e și roșu, e roșu, da. Aici sunt albă. Unde ești aici? Albă. Aici la lansarea videoclipului Doamne îmblânzește lumea toată. Doamne îmblânzește lumea toată, că în viață totul trecător. Ai postat recent pe o rețea de socializare această melodie, că vrei să le reamintești unor oameni că trebuie să trăiască firesc, da, să trăiască că viața lor și să nu judece după aparențe, să nu pară nu ceea ce sunt. Când am scris această melodie, chiar m-am gândit la persoanele care trăiesc mai mult pentru alte persoane decât pentru ei însuși. Am senzația că unii nu pot dormi noaptea, se gândesc ce au făcut și numără banii altora decât să-și trăiască viața lor. Ceea ce le face lor rău și nu nouă, adică. Tu când ți-ai dat seama în viața asta că trebuie să trăiești soarta ta, că trebuie să depui eforturi maxime pentru sufletul tău? Eu de mult muncesc pentru mine, pentru ceea ce sunt și încă mai am de muncit, nu pot să zic că n-am așteptat să mi se dea, n-am depins absolut de nimeni, mi-am făcut mereu singurică pe unele locuri și părinții.
Și nu sunt persoana care să aștept, da? Să-mi se dea. Sunt persoana care, dacă astăzi am, mâine vis sau mai mult, asta, ca fiecare, de ce ai mai mult, de ce îți dorești mult mai mult să ai. Și asta e bine, pentru că tindem la mai mult și asta este pentru că noi creștem prin asta. Și probabil că aici sunt toate planurile și scopurile tale. Da, aici sunt, corect. Cântărește ceva, cântărește. Aici sunt toate evenimentele mele, e agenda mea, da, și... Personalizată, a la Zasmienko. Tot aici un album, e o carte, de ce e ala? Hai, uite și o să vezi. Ala Zasmienko și... vezi că au, și aici scrie ala Zasmienko, da. Sunt poze cu mine și băiețelul meu. Este în forma de carte, nu este un album care pui pozele. Și o să vă arăt aici cine mi-a dat acest album frumos. Acești doi oameni, aceste două persoane care... Pavel și Nicoleta. Pavel sunt și prieteni. Nicoleta. Deci am ajuns să fim prieteni. Am cântat la nunta lor în Italia. Bucuria mea. Veniți mai aproape să vedeți și niște poze provocatoare, așa, mai ales pe timpul ăsta trebuie să vedem și ceva fierbinte. Eu am impresia ala că dacă nu ai fi făcut un legământ cu muzica, probabil că ai fi activat în domeniul frumuseții. Iată, am zis eu că vrei să fii regină în viața asta. Mie îmi place, da, mie îmi place să... Dacă nu eram legată în domeniul muzicii, cu siguranță în artă, oricum, intram acolo, pentru că asta este a meu. După cum am zis și băiatul meu, exact asta zic, sport, sport, chestii de genul, nu e pentru el. La el e artă. Eu i-am zis că am să te fac actor, pentru că atât de bine mimează unele lucruri că și când mă minte, e atât de credibil. De fapt, am impresia că băiatul tău este și prietenul tău. Este cel mai mare, cel mai mare, absolut. Și eu la fel am ceva. Îi zic lui, mă consult cu el și îl văd uneori ca un om mare, știi? Adică gândirea lui o văd matură și undeva mă încurajează lucrul ăsta. Dar cât de atentă trebuie să fie o mamă la acest capitol? Pentru că băiatul, iată, mâine pe mâine va deveni adevărat bărbat și evident unii de pe stradă mai fac niște glume, pe ce oraș mare. Și eu am trecut prin astfel de experiență. Da, contează să nu crească din ăsta care stai să cacuși mă sună mamă. Eu îmi dau seama pentru că el este băiat, el este o fetiță și acum cât este copil, da, evident, vine de la școală, sunt din 5-5 minute să văd cum a trecut strada, cum chestii de genul, dar când va crește, nu, pentru că o să-i dau libertate. Evident că libertatea maximă iarăși nu este bine, pentru că este în perioada de dezvoltare și e mai greuț, dar asta. Pe tine nu te sperie astfel de provocări, nu, căci nu. Ca și în activitate artistică ai avut mai multe, dar anume aceste experiențe te-au făcut mai puternică. Da, și mai puternică și el, să știi că ce ține legat de copil, copilul uneori este năzbătios, dar le face atât de bine cu căpșor, da? Adică le undeva le dezvoltă, dar le dezvoltă frumos, pentru că eu când îl cert, eu încep să râd. Și deja asta nu este ceartă. Deja el vede că mama se râde și eu, adică, n-o să primesc pedeapsa care ar trebui să o primesc. Dar copiii, atunci când sunt pedepsiți aspru, eu zic, tot nu este bine și tot... Nu știu, copilul trebuie să aibă o amintire frumoasă. Astăzi ești o persoană publică, interacționezi cu atâta lume în jurul tău, dar dacă e să vorbim despre copilăria ta, erai foarte timidă. Uneori chiar părinții te mai certau, spuneau, Aluța, trebuie să fii mai dură cu ce ai Da. A zis mama o vorbă că am stebat mai de ceea că ești prea cu minte. Aluța, așa te dezmiardă și rudele mele toate, ala sunt pentru toți, Aluța sunt pentru părinți, pentru cei mai apropiați. Da, eram o persoană timidă, eram o persoană care, dacă mă trimitea mama undeva să aduc ceva, ajungeam la locul destinat și uitam. Mă întorceam înapoi și zic, dar ce trebuie să aduc? Ce ai spus să aduc?
Unde-ți erau gândurile atunci? Asta e, că unde-mi erau gândurile? Că uneori copilul meu exact este așa și eu râd, zic, dar bine-i mai samei mie. Văd eu că și Valentin iubește animale de companie. De cât timp o aveți pe Kiki în casa voastră? Valentin iubește foarte mult animale de companie. Deci o avem de ceva timp, de 2 ani aproape. Este un câine care ascultă. Este un câine care cântă. și cântă, și tot. Adică... Valentin, ia să vedem cum cântă. Cântați împreună sau... Nu, dacă dacă îi pun o melodie de-a mea, ea cântă. Și care melodie de repertoriul da, tău? Da, anume dacă cânt operă. Operă, da. Operă, da. Fapt, dacă cânt operă, da. Și chiar mă întreb, cum de nu ai lăsat vreo urmă prin teatru? Deși știu că profesorii te rugau să faci. Mă rugau să fac lucrul ăsta, dar am zis că, nu că nu-i de mine, dar ca să faci operă, ca să rămâi în teatru, trebuia ori să-mi las copilul să merg în turnee sau de genul. Și nici nu este, Doamne ferește, un salariu... Ce ține Atunci nu mai gândeam la bani, dar zborul ăsta el era deja, creat, el era, el era. Ce vârstă l-ai născut pe Valentin? 24. 24 de tânără, ești o mamă. Dar de ce tânără? Înainte femeile aveau copil la 19 ani. Mama mea la 19 ani. Păi da, da, și când mergea cu copilul zicea că, ai, frate, soră. Mie și așa mult să-mi spun că suntem frați. Ai și un urs mare acolo, te mai joci cu ursul sau ai deja... Ursul doarme. Kiki stă cu el, da. Așa, Kiki, ursul e pentru Kiki. Care sunt obiectele tale preferate la școală? Pauza. Pauza? Wow, bună glumă! Gata, așa ceva n-am auzit. Tehnologică, geografie și educație plăcută. A, frumos, frumos. Da. Ai mulți prieteni. Da. Deci noi curând ne mutăm la o căsuță mai mare. A, un secret, apropo, da? Și el și-a făcut aici mulți prieteni. În altă țară? Sau tot? Nu, tot aici. Tot aici, dar nu, tot, pentru tot că așa în Chișinău. Deschis trist parantezele, gândeam că nu, el aici, aici în cartier și-a făcut mulți prieteni. Și nu vroia, adică să mergem în altă parte. Zicea, poate tot aici o casă mai mare. Și zic, nu, Valentin, în orice căsuță o să mergem, acolo sunt copii, prieteni, o să-ți faci oriunde. Și asta a fost pentru el mai complicat. Prieteni mereu a avut și a făcut, el intră repede în contact cu oamenii. Valentin, viața ta abia începe. Da, corect. S-a intras eu frumos în viața asta. Mai ai și alte pasiuni în afară de... Îmi place de dansul. Dansul? Deci... Noi... Eu am văzut niște secunde. Da, ne-a făcut dans. Și un an n-am făcut dansul pentru că am vrut să se axeze mai mult pe învățătură. Și acum o să mergem iarăși. A încercat să facă și alt gen de sport, care a zis că nu, 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 nu. Ce anume? Lupta. Lupta. Da. Eu atunci când am timp liber, maxim îl ofer lui. Asta se întâmplă foarte rar? El, nu, vara se întâmplă foarte rar, că chiar și-a zis că vara mi-este ciudă pe tine pentru că te treci foarte puțin timp cu mine și îi explic pentru că asta e și trebuie. Acum cât este sezonul, trebuie, pentru că nu pot să stau cu tine doar și... Dar oricum, mie tot îmi este dor de el când nu petrec mult timp pentru că sunt obișnuită să fiu cu el și... Asta e, da. E o parte din tine, da. Și este sensul vieții tale. Corect. Valentin, care sunt melodiile preferate de repertoriu mamei? Ia spune una. Toate. Toate? Așa, am înțeles. Toate, foarte bine. Da. Deci el într-un videoclip de-al meu chiar este filmat, Iubire nebună. Mergem oricum, mergem oricum. Știi?
Eu am zis Ala inițial că tu de fapt ești o femeie puternică și ai toate aceste calități. Ai trecut și prin diverse experiențe ale vieții, dar uite că atunci când este vorba de critici, ai impresia că îți puce pământul de sub picioare. Încă nu ai găsit vaccin împotriva zbârfelor, împotriva Dar nu zbonorilor. Este, dacă ar fi, dar nu există. Iar momentele care sunt de gen bârfe sau nu mai știu ce, te fac mai puternică, în dependență și de persoane. Unii cedează. Pe mine, de exemplu, mă face mai puternică și din fiecare greșeala mea învăț și să știi că n-aș rupe nicio foaie din toate greșelile mele. Le-aș lăsa așa pentru că din ele înveți și e bine să înveți din greșelile altora. Nu e bine din greșelile tale, dar... Și tu ești femeie care învață din greșelile altora? Nu, e bine să înveți din greșelile altora ca să nu tragi ponoasele, dar noi învățăm din greșelile noastre și încercăm să nu mai trecem scara greșită ca să... Dar ce te deranjează pe tine atunci când e vorba de activitatea ta, când cei din jur vorbesc, când poate pe unii îi macină faptul cum ai obținut o casă, o mașină? Asta e mai complicat, pentru că, da, am auzit de multe ori că s-a făcut și cadou mașina, că precis cineva i-a făcut o cadou, da, precis că... Da, precis că cineva... Da, pe mine mă deranjează, pentru că dacă ar fi așa, nu m-ar deranja, da, dar eu știu că nu dorm nopțile, muncesc, nu văd copilul nopți întregi ca să obțin ceea ce vreau eu. Așa-i omul în viață cât trăiește, toată viața lui se dușmănește. Și îmi place să muncesc, eu... Chiar azi pot să stau și mă gândesc că îmi vine muza la o piesă, zic, nu că muza, dar o tematică și zic, totuși eu trebuie să fac și acest gen de muzică, totuși chiar și expert în dragoste, da? Eu n-am mai cântat până acum acest stil de muzică. Ești expert în dragoste și ești gata la orice. Vă rămâne în dreapta ta, stau inima mea. Mulți nu știau că cânt și operă, mulți nu știau în genere timbrul meu sau ceea ce pot eu să cânt. Erau doar piesa Mama și Soacra și pentru unii au fost wow. Dar... Știi, aceste melodii noi cândva le ascultam la petreceri. Dar ele casiete. Sunt exact. Cartea mea de vizită. Să știi că mai am un album, Hai bărbățelul meu, când îl ascult acum mi-e rușine. Pentru că este un album de glume. De fapt, ești femeie care, evident că nu se teme de schimbări, optează pentru niște lucruri și, nu știu, de obicei ascunzi aceste detalii? Sau... Nu ascund nimic. Eu m-am schimbat și fizic. Exact, pentru că mulți mă întreabă dacă am vreo operație la față. Nu, nu am nicio operație. Nu, n-am nicio operație. Și eu când mă uit la mine, sunt două persoane diferite. Parcă aveam alt nas, parcă aveam alți pomeți, adică cu totul alt fel, chiar și la corp, da? Mă uit și eu, mâinile parcă mai groase erau, nu știu ce s-a întâmplat. Sau o femeie se schimbă. Cu toate că acum am mai multe kilograme decât aveam atunci. Acum? Acum, da. Am impresia că ești o rândunică. Nu, ești. Acum am la 3-4 în plus, cum eram atunci, dar atunci păream mai plinuță decât acum, da. Masa musculară acum e mai, cum zic eu, oasele s-au îngrelat. Dar tu crezi în fenomenul ăsta miraculos că odată ce o femeie, odată ce dă naștere unui copil, se schimbă în totalitate și imaginea, devine altfel, devine mai sensibilă, mai emotivă? Femeia devine sensibilă când este în perioada sarcinii, cred eu, așa eram. Aveam filme în cap. Da, filme de care vrei. Deci, așa. Foarte lejer ai trecut aceea. Nu. Eu și-am avut o sarcină mai complicată, dar femeia este mai sensibilă. Nu toate, nu zic, nu generalizez. În viața asta ai ales totul cu inima? Știu că
o femeie cântărește mult. În viața asta trebuie să faci ceea ce îți place. Dacă nu faci ceea ce îți place, nu se primește nimic. Absolut, da. Să știi că am fost timidă, timiditatea mea de mică. Nu m-am așteptat niciodată că eu să aleg acest domeniu, pentru că arta trebuie să fie în artă mai dezghețată așa de caracter, să poți răzbate, să deschizi toate ușile. Eu nu m-am gândit că voi putea, pentru că eram mai timidă și mai rușinoasă de felul meu. Și uite că, într-un fel, arta m-a schimbat. Am întâlnit lume multă care, evident, comunici cu oameni mari, crești și tu. Da, iată, pentru cei care consideră că Ala Zasmienko o face numai selfie în oglindă, vedeți că este și o adevărată gospodină, a preparat soleancă, da? Îți place? Special pentru voi, mi-i place foarte mult soleancă și o fac foarte des. O parte des și pentru Valentin, și el o iubește. Da, și el o iubește. Valentin iubește mult pastele cu cărniță. Dar ție ce îți place? Pentru că mie ce-mi place? Mie îmi place carnea. Nu mănânci nimic, da? Îți place carnea, cât mai mult carne, carne. Totul în mâncare să fie carne, carne cu carne. Da. Mai mănânci și pâine sau? Nu, pâine nu. Pâine nu, dar carne da. În general, ce ai învățat de la mamica ta atunci când e vorba de arta culinară? Să am răbdare. Răbdare în bucătărie, da? Nu, de ce ține de bucate? Uite că când eram la mama acasă nu prea puteam să gătesc pentru că nu aveam timp. Ieșeam dimineață și... Și am dimineața tare și veneam foarte târziu pentru că eram la ore, la conservator. Așa era, de dimineață până în seara eu trebuia să fiu acolo. Specialitatea o aveam la 3 jumate, ora 4 seara și până ajungeam acasă, în Ialoveni, era târziu. Eram obosită, doar mâncam și mă culcam pentru că a doua zi iarăși eram la ore. Nu prea aveam timp de distracții, apropo, și nu-mi pare rău. Discoteci, chestii de genul, nu mă duceam pentru că nu aveam timp. Și am învățat după asta să fac bucate pentru că și nu este așa de greu să faci bucate. Trebuie să o faci cu plăcere. Valentina a simțit aroma venită și Kiki este toată familia. Toată familia, da. Gata. Colegi pe scenă, Kiki a cântat Adina Water, sper eu că ați înțeles ideea minunată. Da, eu acasă nu pot să repet, nu pot, ea cântă cu mine. Iată, da, Kiki. Prima dată văd așa moment, de când merg prin am da. Și uitat că avem soleanca astăzi, pentru că i-am văzut cu gândul într-o operă de asta, știi, e pe scena mare, unde e o operă serioasă oameni. Ala, mulțumim foarte mult pentru deliciu. Bună? E bună? Foarte gustos. E bună, Valentin? Eu tot timpul mâncare e sărată. El de obicei nu prea pun sare în mâncare. Așa? Da. Iată că a venit momentul să savurăm și un ceai. Tu ce preferi mai mult? Ceai, cafea? Eu mai mult cafea. Eu sunt foarte, foarte... Da, și eu uneori, dar facem așa o combinație perfectă să fie. În general, în activitatea artistică, te consideri o femeie împlinită momentan? Știu că avem cu toții planuri, vrem să realizăm clipuri. Da, mă simt împlinită pentru că, de fapt, ceea ce mi-am pus în plan, tot timpul l-am realizat. Chiar dacă sunt uneori dorințe mai mari, eu încerc și încerc din răsputeri să le realizez. Și eu dacă am vrut să ajung aici, eu am ajuns. Așa că fiecare din noi trebuie să avem un scop și scopurile noastre să
să ajungem acolo. Păi nu, dar se spune că gândurile se materializează, corect. Trebuie să ne gândim, trebuie să gândim pozitiv, da, da. Să înțeleg că ești femeie care își atinge scopurile, da? La sfârșit de an, când se finisează anul, tot timpul îmi pun întrebarea asta. Eu am vrut asta, 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 eu am făcut anul ăsta, da, am făcut. Deci la anul viitor trebuie să fac altceva și tot așa. Nu neapărat să fie în domeniul meu. Eu am impresia că tu ții foarte mult la persoanele apropiate, ești și firesc, aici mă refer cu precădere la părinții tăi, la flăcăul tău să crească mare și bănic. Și deseori ascunzi problemele tale ca să nu îi indispui pe cei din jur, dar la un moment dat parcă simți aici un protest. Asta e minusul meu, cel mai mare, pentru că eu ascund ceea ce mi se întâmplă și eu încerc să-mi rezolv problemele singură. Și la un moment dat pot să spun, dar după ce le rezolv, da. După ce rezolv, da, și mama spune, trebuie să spui atunci, de ce nu mi-ai spus atunci, sau hei, mai sunt momente care, dar părinții tot timpul vor să te vadă cu zâmbetul și nu tot timpul vrei să le indispui dispoziția, da, pentru că suferă și eu să fiu aceeași, da. Pentru copil faci totul și nopți nedormite și așa, cred că au mai să le dăm noi motive. Așa, de la mine din frigider nu lipsește niciodată dulcele, tortul. Tortul? Da. Orlada avem aici. Da. Vedeți? Pentru cei care... Tot timpul iau în cantități mai mici, dar diferite, da? Așa. Adică gusturi diferite. Și îmi place foarte mult cu vișină. Îmi place și tortul de casă. Atunci când mergi la diverse evenimente, la petreceri, iată... simți cu adevărat vișina de pe tort. Dependență, da, mă simt. Pentru că fiind prezentatoarea evenimentului, evident, ești și în centrul atenției. Dacă azi eu am plăcere să și pofta să mănânc acest tort, eu mănânc să mă satur pe săturate, dar mâine și poi mâine mănânc mai puțin. La general mănânc mai puțină și mâncare. După asta iarăși încerc să mănânc. Iată, porția Alei Zasmenko pe ziua de astăzi. Eu cred că oricât de mult ai vrea tu să fii o mamă exigentă, acest lucru ți-a reușit mai puțin, pentru că ești prea bună. Corect, și corect. Și mamă bunătate și tu să nu profiți de acest lucru. Nu, el tot este bravo, nu este crescut în ceartă sau în mediul ăsta mai agresiv, dar... Mai tensionat, sigur. Da, dar tot ce face își dă seama, pentru că nu se poate, are rușine, are respect față de mine și înțelege că pe mama nu trebuie să supăr, pentru că mama, dacă supăr, o zi întreagă nu vorbește cu el. Și asta e cea mai mare pedeapsă. Cum de obicei îi îndulcești tu inima mamei atunci când o simți supărat? La fiecare moment te iubesc, cum, îți ajunge. Cuvintele magice. Deci are momente când, de exemplu, acum mi-a zis te iubesc și eu îi răspund și eu tot, la câteva minute vine iarăși, la mă iubești? Le zic, tu nu mai ce m-ai întrebat? Și el îmi răspunde, dar poate ți-ai schimba părerea? Păi atunci cu simțul umorului. Foarte, foarte mult. Le spuneam telespectatorilor inițial de a te vedea că poate ești tu o femeie cu regrete în viață, poate ai o vorbă neîmpărtășită, poate vrei să spui un cuvânt. Dar nu există om care nu are regrete. Orice persoană în lumea asta are momente care zice mai bine nu făceam sau mai bine nu vorbeam sau orice. Fiecare din noi avem așa momente, dar nu zic, nu cred că e ceva. De ce ești femeie care iartă ușor în viața asta? Da. Și nu-ți ține supărarea multe. O țin. Asta e iert, totuși dar... Avem, da. Da, dar țin supărarea, da. Sunt persoana care țin supărarea. Aceste lucruri sunt trecătoare. Da. Și eu mă bucur nespus de mult că am ajuns astăzi să fac cunoștință. Eu mă bucur că ați venit la mine. Am mâncat și soleancă, am savurat și ceai, am răscolit prin amintiri, prin niște poze. Valentin, să crești mare.
să înveți bine și să o bucuri pe mama, pentru că depune eforturi pentru tine. Ești norocos să ai o mamă foarte frumoasă, cu siguranță că te invidiază mulți colegi. În clasa 1, toți copiii îmi spuneau că sora mea. Vă dorim o zi extraordinară, ne revedem și data viitoare, prieteni, cele bune și savurați din ce ani mai departe. Savurați din viață!